Bună, sunt Mia. Înainte să încep, vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul și să dați like, că mă ajută foarte, foarte mult. Deci, băieții, v-am spus că sunt toți simpatici. Până acum îmi place Liviu Craioveanu, chiar îmi place. Îl văd foarte sincer, adică să vorbești așa ceva despre viața ta, să spui și defecte și să spui prostiile, că să zic și eu că el pe care l-ai făcut, nu e ușor. Toți, și fetele și băieții, vor să dea bine, zic numai lucrurile bune. El nu. Îmi place sinceritatea lui, eu apreciez. Deci până acum preferatul meu este Liviu. Are și mamă. Și am văzut că o iubește foarte mult. Asta iar e un lucru bun. Deci primul la date, primul la întâlnire pe nevăzute, da, să zic așa, că să nu mai încurcăm, a fost Daniel. Daniel e frumușel, dar nu îmi place modul lui de gândire, am mai spus asta. A avut această întâlnire cu Alina, dar nu i-a plăcut nici înălțimea și nu i-a plăcut nici vârsta. Nu i-a plăcut. Contează vârsta, să știți. Unii zic că nu contează. Sunt unii oameni foarte rar, la care nu contează vârsta. Dar, în general, cam 95%, poate și mai mult, contează vârsta. Pentru că generațiile nu se aseamănă. Dacă ești deja din altă generație, vezi lucrurile altfel, vezi viața altfel, ai altfel de vorbire, altfel de gândire și nu merge. Nu merge. Sunt cazuri foarte rare în care merge, dar poate la început, când e atracția aia puternică, dar când trece atracția, că trece până la urmă. Și mai ales dacă nu știi să întreții flacăra iubirii, se duce. Și atunci vezi, diferențele se văd. Așa că are dreptate Daniel, pe o parte. De fapt, e exact punctul lui de vedere și eu îl respect. Liviu, a avut un, să zic românește, întâlnire pe nevăzute cu Ana. Da. Au stat de vorbă, s-au cunoscut, bine, au format foarte repede, au format un dialog. Da. Chiar și, da, și eu am observat și Gabriela Cristi a spus că seamănă puțin cu Gabriela de la sezonul 6, știți, cu Valentin, însărcinată. Și eu am observat asta chiar la fotografie de prezentare și mai mulți am văzut și comentarii pe Facebook, mai mulți au spus că seamănă. Lumea mai seamănă, să știi. Chiar am citit undeva că avem 2 sau 3 copii fidele în toată lumea. Eu, una dintre dublurile mele, să spun așa, am cunoscut-o când aveam eu 20 de ani și eram la Timișoara. O fată, era tot de vârsta mea și semăna fix cu mine. Fix cu mine. Și tunsoarea o avea la fel, aproape la fel, numai că eu aveam părul până aici, așa mai scurt, și el avea mai lung. Deci toți avem dublurile noastre. Așa că nu-i de mirare să semene Ana cu Gabriela. Sper să nu aibă soarta Gabrielei. Bineînțeles, Ana e mai deșteaptă, nu că Gabriela n-ar fi, nu. Dar zic, mai versată, mai umblată prin lume, știe mai multe lucruri, sau cel puțin așa sper. Dar au avut un dialog foarte frumos, chiar râdea mama lui când a văzut după aceea în live, râdea. Și mai spunea Simona Gherghe, sau care spunea, da, că are top. El are un top 3, dar nu l-a divulgat. Da. Și Liviu pare foarte încântat că era mireasa. Zicea că e la locul potrivit. Poate, după cât am înțeles eu din spusele lui, vrea să-și găsească o femeie, poate vrea să se potolească de prostii și cluburi și astea. Chiar spunea că vrea să meargă împreună cu nevasta și să se uite doar la ea. Chiar aș vrea să văd asta. Oricum, eu îl simpatizez. Mihai și Hatice, chiar și Raluca, la sezonul 6, invitați la Caprici. Au pus stafful. Un filmuleț despre evoluția lor în casa Mireasa de la început. Au văzut câteva faze cu ei, vorbele urâte care el i-a spus mai la începutul relației, până să aibă relația.
Sărut, primul lor sărut. Primul lor sărut când ea a luat locul întâi în top, că multă lume zicea că din cauza asta, și eu cred tot asta, pentru că așa este, asta l-a atras la ea prima dată locul în top. Și după aceea poate s-a îndrăgostit de ea, poate sunt îndrăgostiți. Nu putem noi ști ce în inima lor, nu avem de unde. Dar principalul e că sunt împreună și eu chiar aș vrea să fac o familie. Așa cum cu meseriile lor care le-au avut, să lăsăm trecutul, să ne udăm spre viitor. Și-au dat o șansă amândoi. Dacă știu să profite de această șansă, o să fie fericit toată viața. Și Gabriela Cristea chiar i-a întrebat dacă sunt fericiți, dacă da, zice, sunt fericiți. Apoi când s-a terminat capricile, au făcut fotografii, am văzut o grămadă de fotografii și am văzut și o fotografie cu Mihai și Roberto, s-au întâlnit cu Roberto în București, normal. Ei cred că de la Brila au venit, că de asta zicea că s-au întâlnit cu Roberto. Văd că țin legătura, acesta e un lucru bun că țin legătura, pentru că de ce nu? Sunt alți oameni afară. Ca să se întâmple. Se întâmplă lucruri și scandaluri, se întâmplă n-ai încotro. Într-un loc mic, atâta lume. Dar dacă știi să treci peste toate astea, e bine. Și chiar povestea Mihai cu Catice, cum i-a schimbat viața de afară, căsătoria. Am văzut că i-a schimbat în bine, așa vedem noi. Dar ce-o fi la ei acasă, asta nu avem noi de unde să știm. Pentru că nu mai au microfoane, nu mai au camere, deci viața lor este doar a lor. Am văzut că a fost adoptat, pentru că n-are mamă, de doamna Lucica. Îmi place, mi-a plăcut de fapt de Simona Gherghe, că a spus iubire imposibilă. După aceea adres-o și a zis că nimic nu e imposibil la Casa Mireasa și a dat exemplu pe Mihai și Hatice. Chiar mai târziu la Capriciu a fost și un filmuleț despre evoluția lor în casă. A și spus că în sezonul 7 foarte greu s-au format cuplurile. Așa este. Așa este. Foarte târziu au fost cerere în căsătorie, ultima lui Mihai și Hatice. Mai era puțin să termina, cred, o lună sezonul și n-a ceruse. Mă gândeam că nici nu cere. Chiar spusese el la un moment dat că vrea să se cunoască mai bine și afară, dar văd că până acum sunt ok, măcar dacă rămâne așa. Și de asta, cum adresă Simona Gherghe, că niciodată nu-i târziu și că nimic nu e imposibil. Să vedem acum cum se vor forma aceste cupluri și să văd pe Daniel ce alege, pentru că am văzut că e foarte mofturos la femei, parcă ar fi vreun prinț. Nu că e frumușel băiatul, este frumușel, e, dar prea multe pretenții. Ca să ceri niște lucruri, la modul general vorbesc, femeie, bărbat, să ceri la partener niște lucruri, trebuie să oferi ceva. Trebuie să oferi. Asta e foarte important. Prima dată trebuie să oferi. După aceea să ai și pretenții la persoana cealaltă, pentru că dacă, sau să-ți pui standarde. Că și în sezonul nostru a fost o fată care și-a pus standarde și până la urmă și le-a încălcat. S-a coborât foarte, foarte jos. Deci nici asta cu standardele și cu pretențiile nu merge. Pentru că dacă te îndrăgostești, uiți absolut și de standarde și de pretenții și de tot. În sezonul 7 chiar au fost niște cazuri, le știți care ați urmărit sezonul. Și Gabriela, câteodată îmi place, câteodată nu-mi place. Prea le taie vorba. Lasă să termine ce au de făcut, ce au de vorbit. La concurenți și la invitații. Să apucă ea să povestească, măcar, cum am mai spus, măcar să ne scutească acest sezon de istoria familiei și peripețiile familiei, care bărbată meu și fetele. Eu simpatizez pe Gabriela, dar deja știu tot ce se întâmplă în familie, plus că urmăresc și pe Facebook. Așa că n-aș vrea să mai aud. Sper că a citit și ea comentariile și a văzut că chiar nu și-au loc aceste discuții despre familie. Aia e problema ei.
Nu a noastră. Am văzut că și Simona Gherghe mai vorbea, dar foarte rar. Eu când eram în sezonul 2, eu mai întrebam de copii doar, de copii, de mama ei, zicea că locuiesc împreună, dar să turui în fiecare zi bărbatul meu, apoi ți se pune la o vreme și nu mai suport să mai auzi. Concentrează-te pe concurenți. Pentru că ăsta e rostul emisiunii, nu? Ce-am văzut eu pe Antena Play? Pentru că mama uit când și când așa, Liviu, simpaticul acela blânduțul, a profitat de ocazie, câteva clipe libere și a intrat repede în baie la fete, a găsit un ruj, un ceva și a scris un mesaj pentru Daria pe oglindă. Vă dați seama ce romantic. Cineva a chemat-o pe Daria, i-a arătat și îi spunea Bianca. Și Bianca zice, nu cred, nu, tu l-ai scris, de ce ți-ar scrie ție Liviu și toate astea? Eu cred că ea îl place Bianca și că e geloasă, pentru că Daria e mai frumoasă ca ea, bineînțeles, e mult mai frumoasă. Nu se compară. Și nu credea. S-au ciorovit ele puțin acolo, apoi a venit Bogdana și a asigurat-o pe Bianca că, într-adevăr, Liviu i-a lăsat mesajul. Dacă ați observat atunci când s-a prezentat Liviu, să-l cunoască fetele, după blind date-ul, zic și eu așa, întâlnirea pe nevăzute cu Ana, nu cred că a plăcut-o pe Ana. Așa ca prietenă, da, prietenește, dar nu... mult mai mare, încalcă regulile care și le-a pus el. Când i-a zis Simona Gherghe să ia loc, el s-a pus lângă Daria. Și după cum s-a descris și după cum s-a văzut în filmul de prezentare, Daria spunea că ea e varianta lui feminină. Și am impresia că se plac reciproc. Chiar să plac, că de asta i-a lăsat și mesajul. Pentru că e un băiat frumos și eu îl simpatizez foarte mult. Cred că mai multe fete îl plac. E singurul mai blonduț, așa. A avut mare curaj să spună toate, adică nu toate prostiile. A spus că a făcut prostii, că nu se pot spune la televizor, normal. Nu poți să spui toate secretele, dar a fost foarte sincer. Eu apreciez sinceritatea asta lui. O apreciez. Chiar aș vrea să vedem dacă se înfiripe ceva între ei doi. Chiar aș vrea să văd asta. Și mi-aș dori. Pentru că am impresia că se potrivesc. El mai blonduț, ea brunetă. Vom vedea. Discuție între fete. Cosmina și Ana stăteau de vorbă în bucătărie și Cosmina, pentru că a fost căsătorită, a avut soacră, deci vorbeau ele, subiectul era cum să stai cu soacra în casă, dacă e bine sau rău. Și a spus că depinde, dacă soacra e bună și te înțelegi bine cu ea, atunci totul decurge normal, iar dacă e rea și certăreață și îl învață pe băiatul ei să nu te respecte, să-ți vorbească urât, pentru că sunt și soacre din astea. Am avut eu una, acum mulți ani în urmă, 30 și ceva de ani, am avut așa o soacră, care îl învăța pe fiul foarte multe lucruri aiurea. Eu nu m-am băgat la copiii mei, toți copiii mei sunt... în afară de David, care a divorțat, dar și când era împreună cu Andra, au stat 2 ani și ceva, eu nu m-am amestecat. Nu m-am amestecat. De ce să mă amestec? Știu eu traiul lor din casă, nu știu nimic. El, dacă vrea să-mi spună, David nu spune absolut nimic, mai mult ea. Ea îmi spunea, cu ea vorbea mai deschis. Îmi pare rău că au divorțat, profit de această ocazie. Eu am simpatizat-o după ce s-au căsătorit foarte tare pe Andra și după ce au cerut-o de nevastă în casa Mireasa, de atunci a început. Și aș vrea să rămân cu ea, prietenă cât de cât, măcar pe Facebook. În rest, treaba lor, poate să facă, mi-aș dori. Așa că această fată, Cosmina, vorbea în cunoștință de cauză. Da, vorbea de fosta soacră, că era rea, că nu putea să se acomodeze acolo cum e, unde erau, că îl învăța pe fiul să zică tot felul de lucruri. Și chiar spunea ea că cu așa cât trăiește mama lui, el nu o să poată să locuiască cu nicio femeie din moment ce se tot amestecă. Apoi ziceau că le lipsesc ai lor de acasă. Le lipsesc. Mai vorbeau și de capricii, că o să se ducă la capricii. Am impresia că e frumos acolo la capricii. Noi n-am avut capricii, dar noi n-aveam pur și simplu după ora 4, n-aveam ce face. Ei, acum emisiunea până la 5, după aceea capricii, adică îți umple ziua.
e foarte bine acum. După cum era de așteptat, s-a iscat prima ceartă. Nu a fost chiar ceartă, dar oricum. În casa fetelor, unde altundeva, între fete și mame. Pentru că fiecare își dorea altceva, pentru că au vorbit de buget, ce să cumpere din buget. Fetele voiau lampă de unghii, știți, de pui unghiile așa și să usucă oja. Sau ce-o mai fi acum pe unghii. Eu chiar n-aș avea nevoie de așa ceva, pentru că eu, după cum știți, nu fac umple. Nici la casa mireasa nu le-am făcut, foarte rar. Și dacă îmi dau, îmi dau decât cu ceva incolor. În tinerețe, da, mai îmi făceam, dar acum n-are rost. Mamele voiau mâncare mai multă, fetele voiau lampă de unghii, care e destul de scumpă. Și vor să o ia din buget, ziceau unele, că nu le deosebesc acum, o să le învăț, dar deocamdată nu le știu decât puține. Și propuneau să strângă de la buget câte puțin să cumpere. Chiar zicea una din ele că e îngrijorată pentru unghiile ei, că trebuie făcute, că trebuie aranjate. Eu nu înțeleg atâta, și la, de asta spun, și la sezonul 2 tot la fel. În continuu își făcea unghiile, în continuu, în continuu. Păi se distrug cu timpul, unghiile trebuie să respire, unghiile sunt vii, cresc, se îmbolnăvesc și mor, exact ca și noi, pentru că fac parte din corpul nostru, normal. Așa, dacă tot timpul pui acele gel sau ce mai pun, chiar am văzut și la una din mame, își punea cu super glue și lipea unghiile. Și când și le-a dat jos, erau, nu vreau să mă gândesc, unghiile mele sunt sănătoase. Pentru că nu le fac, le fac când mă duc și eu la o nuntă, când mă duc undeva, atât. Atât și când mă întorc, le-am șters imediat în clipa următoare. Așa că e grav cu unghiile astea. Că pun prea mare accent pe ele, să le facă o dată și să țină mai mult timp sau să le șteargă, ce, să văd unghiile. Ții și tu mâinile spate. Unele se certau, se contraziceau, erau prin baie pe acolo, altele se machiau. Așa fac fetele. Așa fac. Asta e. Ăsta e traiul în casa mireasa. Dar să vorbim și de băieți, ce fac băieți în casă, cum s-au acomodat. Am văzut că toți sunt foarte bine, mai liniștiți decât fetele, și că s-au organizat cu mâncarea, cu curățenia, cu totul, foarte repede, în 2-3 zile. Râdeau, glumeau împreună în bucătărie, unii găteau, iar Robert și Adrian au stat de vorbă mai pendelete, așa, au vorbit despre mireasa, pentru că încearcă și ei să înțeleagă. Și au vorbit apoi de munca lor care au avut-o, de sport, bineînțeles, de căsătorie. De căsătorie. Păi cum să nu vorbească de căsătorie, de iubire, de îndrăgostire, de toate astea. Asta e discuțiile între băieți. Bineînțeles, fără jurăturile de rigoare care le știți că le zic băieți în continuu, dar am văzut că s-au obținut foarte bine. Unul dintre ei chiar mi-a plăcut. Tot era în baie. Era în baie de data asta. Doi băieți și unul tot mai blonduț, nu Liviu, celălalt, spunea că nu-i stă bine părul, tot făcea așa cu mâna prin păr și spunea, păi da, fratele meu are un salon și eu mi-aranjam părul în continuu. Ar trebui să le aducă un frizer, ar trebui să le aducă. Nu știu, dar de fiecare dată, aproape în fiecare sezon, dacă nu chiar în toate sezoanele, știu că și la noi a fost unul din băieți, a fost frizer. La noi am avut pe Alexandru, dar a venit mai târziu, a venit în decembrie. Și până să vină Alexandru, a rădus frizer. Așa ar trebui să le asigure toate condițiile a concurenței. Dar acum nu știu, poate o să le aducă mai încolo. Și acest băiat care are frate cu salon, zicea că e din Zaleu, să mi-am dat seama după accentul lui ardelenesc. Iar vorbeau și ei de întâlnirile acestea pe nevăzute. Se aranjau, da, am văzut că și băieții se aranjează mai ceva ca fetele. Vor să fie frumoși. Păi încă n-au fost prezentați toți. Până vineri se termină și o să aibă și petrecerea sâmbătă, sper. Nu, este petrecerea pentru că a anunțat-o deja, a spus că o să aibă o petrecere și vor să dea bine la fete. După aceea o să mai vedem scene cu gelozii, sper să nu fie scandal. Chiar îmi doresc din tot sufletul, poate sunteți de acord cu mine, să avem un sezon liniștit, care fiecare să-și vadă de rolul pentru care a venit. Adică să-și găsească jumătatea.
nu să se certe, nu să bată și nu toate astea. Cam asta am avut să vă spun. Vă rog să vă abonați la canalul meu, apăsați clopoțelul și dați like, că mă ajută. La revedere!